confruntăm cu o fractură, vorbim de o situație care necesită intervenție de urgență. Este foarte important să fim prezenți și să știm exact ce trebuie făcut și, mai important de atât, ce nu trebuie făcut, pentru a nu agrava situația. O victimă care a suferit o fractură se va plânge întotdeauna de durere foarte mare. La o scurtă privire, putem observa că locul respectiv este inflamat, roșu sau deja are o nuanță albăstruie, pentru că la locul de fractură se va forma imediat un hematom. Acesta este cazul unei fracturi închise. Atunci când pielea și-a întrerupt continuitatea, iar marginile, capetele oaselor rupte au ieșit în suprafață, ne confruntăm cu o fractură deschisă, care va trebui tratată în același timp ca o fractură, dar și ca o hemoragie, ca o plagă. Va trebui să-i acordăm o atenție deosebită. Este foarte indicat atunci când ne confruntăm cu o fractură ca victima să nu se miște, să nu folosească membrul respectiv, să nu încerce să se sprijine în el, să nu facă niciun fel de efort, pentru că acest lucru va duce la agravarea fracturii. Trebuie de urgență transportată la spital sau, în situații grave, la fracturi mari, importante, la care nu putem să transportăm victima, trebuie neapărat să sunăm de urgență serviciul 112. Foarte importantă este imobilizarea membrului fracturat. Ca și reflex, victima unei fracturi, în special la membrele superioare, își va ține membrul într-o poziție numită antalgică, poziția cea mai puțin dureroasă. Vom încerca să imobilizăm membrul respectiv în acea poziție în care doare cel mai puțin și în care nu va fi folosit, cu un bandaj de formă triunghiulară, pe care de obicei îl avem întrusat de prim ajutor. Dacă nu avem așa ceva la îndemână, vom improviza o eșarfă, un fular, vom improviza din ceva un bandaj triunghiular cu care să fixăm membrul fracturat, astfel încât el să nu se miște și să provoace cât mai puțină durere. Atunci când vorbim de fractura membrelor inferioare, vom încerca să-l imobilizăm, să lăsăm victima întinsă pe o suprafață confortabilă, astfel încât să nu încerce sau să nu reușească niciodată să pună piciorul în pământ, să nu se sprijine, să nu-și lase greutatea corpului pe membrul fracturat. În cazul fracturilor deschise, ne vom confrunta în același timp cu o plagă, cu o hemoragie și cu o fractură. Vom încerca să tratăm întâi hemoragia, să oprim sângerarea dacă aceasta este prezentă, iar abia apoi să imobilizăm fractura așa cum am reușit deja să o conținem. Să încercăm să nu lăsăm victima să miște membrul sub nicio formă. Niciodată nu vom încerca repoziționarea membrului fracturat, repoziționarea capetelor osoase. Nu vom atinge aceste capete osoase pentru a nu agrava situația. Oprirea hemoragiei se va face prin aplicarea unor comprese sterile, aplicarea unei presiuni minime suficiente cât să oprească hemoragia, dar nu suficient de mari încât să mobilizeze oasele, să mobilizeze capetele oaselor. Cel mai frecvent accident atunci când vorbim despre articulații este entorsa. Entorsa înseamnă traumatismul asupra unei articulații, care însă nu duce la modificarea poziției oaselor din articulația respectivă. Articulația își revine la forma inițială, traumatismul însă există acolo. Apare durere întotdeauna și apare inflamare, inflamația țesuturilor din jur, însemnând înroșirea, învinețirea zonei respective. Primul ajutor constă în imobilizarea membrului respectiv, în punerea acestuia în imposibilitatea de a fi folosit. Nu lăsăm victima să-și pună piciorul în pământ sau să-și folosească mâna cu o entorsă. Și se efectuează întotdeauna un bandaj elastic, o fașă elastică care să imobilizeze zona respectivă. Se va aplica imediat gheață învelită într-un prosop, rece, va trebui ca zona să fie răcită și ridicată. Acestea sunt cele patru manopere pe care trebuie să le efectuăm atunci când vorbim de primul ajutor în cadrul unei entorse. Răcirea zonei respective, imobilizarea acesteia, bandajul compresiv și ridicarea. Dacă în cazul entorsei ne confruntăm cu un traumatism al unei articulații, dar fără modificarea poziției osoase, traumatismul articulației în care se modifică capetele, se modifică poziția oaselor în articulație, se numește luxație. Este o afecțiune serioasă care trebuie tratată cu maxim de atenție. Principalul mod în care putem să ajutăm victima unei luxații este să îl așezăm într-o poziție confortabilă, fără a încerca
să reducem luxația, fără a încerca să punem membrul luxat la locul lui. Dacă nu avem pregătire de specialitate, nu avem voie să atingem această luxație. Victima va fi așezată într-o poziție confortabilă, de obicei înșezut, și se va acorda primul ajutor în cazul în care nu putem să ne dăm seama dacă este vorba despre o entorsă, o luxație sau o fractură. Este indicat să considerăm scenariul cel mai rău, să considerăm situația cea mai gravă și să tratăm ca pe o fractură, încercând să nu mișcăm membrul, să nu mișcăm victima, să o ducem cât mai repede la spital sau să chemăm serviciul de ambulanță. În oricare dintre aceste situații, indiferent cât de mică este intervenția noastră, ea este foarte importantă. Manevrele corecte de acordare a primului ajutor sunt predate în cadrul cursurilor specializate, cursurilor autorizate de prim ajutor, pe care este indicat ca fiecare dintre noi să le facem măcar o dată.